Bugatti Veyron a lansat la Berlin cel mai rapid porțelan din lume, un bolid de lux cu piese din porțelan. Denumit Aurul Alb, automobilul costă 1,4 milioane de lire sterline și a impresionat prin originalitate. Este prima mașină din lume care cuprinde piese din porțelan. Creatorii săi sunt convinși că mașina ar fi fost pe placul fondatorului firmei Ettore Bugatti, căruia îi plăcea să experimenteze cu metal.